Consilierii județeni au aprobat majorarea cu 25% a salariilor medicilor din toate unitățile spitalicești din Brașov. Totuși, majorarea este momentan la mâna Ministerului de Finanțe și a CNAS, care trebuie să facă toate demersurile pentru ca banii să ajungă efectiv în bugetele spitalelor până la 15 noiembrie. Până acum, cel puțin, nu s-a întâmplat acest lucru. Consiliul județean, în subordinea căruia se află spitalele din Brașov, a aprobat în ședința de plen proiectele de hotărâre pentru majorarea salarială cu 25% pentru medici, conform noilor norme legislative. Chiar dacă au primit votul majorității, aplicarea hotărârilor de Consiliul județean va fi condiționată de o aprobare a Ministerului Finanțelor Publice. Mai avem nevoie de un singur lucru. Guvernul să aprobe suspendarea plafonului de salarii până la sfârșitul anului. În acest fel se pot rezolva toate problemele, se pot plăti și salariile pe luna decembrie, se pot mări și cu 12% și salariile instituțiilor, celor trei instituții de cultură care nu au beneficiat de nicio mărire și, sigur, se măresc și aceste salarii, așa cum s-a votat din sănătate, cu 25%. Apoi ar trebui să urmeze alocarea propriu-zisă a fondurilor din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În momentul de față, niciuna dintre aceste două condiții nu este îndeplinită, dar sunt promisiuni pentru luna octombrie. Casa Națională va da către casele locale de asigurări de sănătate până la 15 noiembrie, atunci este data când se vor lua aceste salarii mărite, aceste sume. Înțeleg că la rectificarea bugetară din octombrie, guvernul va da către Casa Națională aceste sume. Tot pentru spitale, consilierii județeni au aprobat statul de funcții și organigrama. De asemenea, s-au pus la punct și detaliile concursurilor pentru posturile de director financiar, director medical și director de îngrijiri. Am aprobat de asemenea comisiile de concurs pentru comitetele directoare și concursurile încep de luna aceasta. La Spitalul de Neurologie am aprobat componența comisiei de concurs pentru și reprezentantul Consiliului Județean pentru postul de director medical, director financiar, contabil și director de îngrijiri. La spitalele cu peste 400 de paturi există și această funcție de director de îngrijiri. Până în luna februarie trebuie elaborată și o strategie pe sănătate a județului, în care toate spitalele brașovene vor fi spitale clinice. Consiliul județean are în subordine 6 unități medicale pentru care au fost aprobate 4.145 de posturi, dintre care 149 sunt funcții de conducere.